Bună tuturor! Vom vorbi astăzi despre rapperii care se închină la diavol. Să fiu sincer, nu îmi place subiectul acesta, îmi place să mă întorc din nou la această arie a industriei, distracției, pentru că acolo este o agendă satanică promovată de această industrie. Această agendă este promovată de mulți dintre artiști care devin foarte celebri în diverse topuri. Ceea ce vedeți aici este imaginea unui cântăreț pe nume Fetty Wap. Este un rapper foarte popular. Observați cum arată un singur ochi. În fapt, este o simbologie tradițională a Odinului Iluminat. În momentul el nu are decât un ochi. Aș vrea să ascultați cu atenție ce spune la începutul cântecului. He said Remy Boy lifestyle. Okay, so let's listen to it again. Let's see if it sounds like Remy Boy lifestyle. Remy Boy lifestyle. Și să vedem dacă într-adevăr asta a spus. Observați cum de fapt spune, sunt un închinător la diavol. Maybe it's me. But I don't hear Remy Boy lifestyle. Poate că doar eu am auzit asta, dar pur și simplu nu se aud cuvintele pretinse de el, Remy Boy lifestyle. Sounds like I'm a devil worshipper. So this is what's going on right now. Deci cam asta se întâmplă. Cam asta se întâmplă în lumea noastră și asta se oferă maselor. De fapt, este una dintre cele 10 strategii amintite de Alice Bailey pentru a duce mișcarea Era Nouă în lume. Dânsa a fost fondatoarea organizației Lucius Trust și a fost o profeteasă a mișcării New Age. Dânsa a spus să fie folosite mass media și arta cu imagini imorale. Și asta se întâmplă. Media este folosită pentru a influența masele, pentru a crede într-un sistem satanic. Iar artiștii care își doresc faimă sunt înșelați de această mișcare a noi ere, neînțelegând care sunt consecințele acțiunilor pe care le fac. Biblia însă ne spune ce se va întâmpla în timpul din urmă. Biblia spune că Duhul spune lămurit că în timpul din urmă oamenii se vor îndepărta de credință dând crezare spiritelor și diavolului. Oamenii se îndepărtează de credință, însemnând că oamenii leapă de Biblia, pentru că Biblia spune în Romani, capitolul 10, versetul 17, că credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvânt. Oamenii se îndepărtează de credință în aceste timpuri din urmă, renunță și resping lumina care vine de la Hristos și urmează doctrinele spiritelor mincinoase și ale diavolului. Observați cum ateismul este atât de popular. Cum cultura populară face un asalt serios asupra principiilor divine și mulți oameni, în mod special generația tânără, cad în această capcană înșelătoare a distracției. Și mă spun, eu știu că este greșit lucrul acesta, eu știu că ce spun ei sunt lucruri rele, dar în 1 Corinteni 15, versetul 33, mi se spune, nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Nu te încrede în faptul că ești suficient de inteligent încât să nu fii afectat de lucrurile acestea.
Biblia spune, nu te înșela. Tovărășiile rele îți vor corupe, îți vor distruge acele lucruri bune din viața ta, până când vei fi atât de corupt încât vei merge mână în mână cu cei care sunt corupătorii. De aceea în Proverbe ni se spune, păzește-ți inima mai mult decât orice, pentru că din ea ies izvoarele vieții. Dragii mei, trebuie să ne protejăm mințile, pentru că mintea este singurul mod prin care Duhul Sfânt poate comunica cu noi. Dacă permitem minții noastre să fie infestată cu aceste lucruri satanice, nu vom putea înțelege care este agenda lui Dumnezeu pentru viața noastră, care e dorința lui Dumnezeu pentru noi în această lume. Nu vom înțelege adevărul. Vom deveni o pradă ușoară pentru diavol. Trebuie să nu ne permitem diavolului să ne violeze creierul doar pentru că ceva sună bine sau că arată bine. Nu trebuie să lăsăm pe diavol să ne violeze mental și spiritual doar pentru că arată bine sau sună bine. De fapt, nici nu sună bine. Dar mulți spun, Doamne, sună bine. Trebuie să fii un nebun să crezi că omul acesta spune de fapt Remy Boy Lifestyle. Dar e interesant că oamenii preferă să creadă minciunile atât de ușor și devin în cele din urmă niște nebuni. Biblia spune în Roman capitolul 6, versetul 16, nu știi că celui căruia îi dai ascultare devii un rob al lui? Fie că asculți de rău și te faci servitor răului sau bine și te faci servitor al binelui. Indiferent cât de mult crezi că nu contează cum trăiești viața, în momentul în care nu asculți de Dumnezeu, ești un rob al diavolului și împinești planurile lui atunci când crezi că tu faci ceea ce vrei tu. Dacă nu lași pe Dumnezeu să fie stăpânul tău, atunci îl lași pe diavol să fie stăpânul tău. Câți închinători la diavol sunt oare? Sunt suficient de mulți. Și vreau să te încurajez să arunci acest gunoi din viața ta. Pentru că lucrurile acestea pur și simplu îți distrug celulele creierului. N-am mai vorbit de faptul că ele îți distrug relația cu Iisus Hristos. Iar cei care credeți că eu sunt un fel de sfânt care am fost cu Iisus toată viața mea, care am citit Biblia de când m-am născut, nu e așa. Eu am fost în industria distracției, am fost un rapper, am lucrat în lumea filmului. Dar toate lucrurile acestea din media sunt efectiv o nebunie prin care suntem ținuți departe de Dumnezeu și de mântuirea Lui.